Licitația pentru proiectarea noii parcări multinivel din cartierul Cetate din spatele magazinului Bega a fost finalizată cu succes. Timișorenii care se deplasează până în centru pentru a rezolva problemele punctuale sau pentru a se întâlni cu cei apropiați vor beneficia de aproximativ 250 de locuri de parcare în urma acestui proiect. Parcarea include un sistem inteligent de monitorizare prin care utilizatorii pot evita timpul pierdut în căutarea unui loc de parcare liber. Povestea terenului unde construim parcarea multinivel este una de care s-au revoltat mulți timișoreni. În 2016 a fost preluat și utilizat ca parcare privată chiar dacă terenul era al orașului. Am reușit să recuperăm terenul anul trecut și avem acum pe rol un dosar pentru a recupera și prejudiciul creat în perioada în care venitul din parcare a mers spre buzunar are private și nu a ajuns în bugetul local. Acesta este unul din multele demersuri pe care le facem pentru ca Timișoara să rămâne pe drumul spre mai bine, anunță primarul Dominic Fritz. Proiectul de parcare multinivel suplimentează numărul locurilor de parcare din centru păstrând caracterul istoric al zonei. Investiția vizează reabilitarea și modernizarea spațiului public adiacent, crearea de noi spații verzi și pietonale pentru ca locuitorii și vizitatorii orașului să se bucure de un mediu urban mai primitor. Parcarea va include de asemenea un parter înalt prevăzut pentru spații comerciale sau alte destinații viitoare. De asemenea sunt prevăzute și adăposturi pentru biciclete. Asocierea normă Arhitectura și Urbanism SRL și Top Proiect SRL a câștigat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și a documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire. din valoare estimată de 800.000 de lei cu TVA inclus, contractul de servicii a fost atribuit pentru 640.000 de lei cu TVA inclus. Transmit reprezentanții Primăriei Timișoara.